Bun găsit tuturor, aici la o nouă ediție la Dezbaterile Istoria. Trei momente istorice în fiecare zi. Lumea se schimbă extraordinar de mult și practic suntem într-o perioadă pe care o vom povesti celor care vor veni după noi. Ne vor întreba cu siguranță cum era atunci când a trăit acele momente extraordinare ale istoriei europene în secolul 21. Vom avea ce povesti, așa cum și cei care au fost înaintea noastră au povestit din vremurile lor. Au trecut prin războaie, au trecut prin lupte, au participat la evenimente extraordinare și ne-au lăsat mărturii. Și vom vorbi în această ediție de o clasă de elită a și aviației române, figure extraordinare, personalități cu totul excepționale, oameni care au clădit, practic, nu numai aviația română, dar și istoria, o parte a istoriei române din secolul trecut. Ne referim la veterani, la pionieri, și revista Istoria a dedicat multe numere pentru aviația română, pentru așii aerului, pentru militarii care au zburat în România încă de la începuturi, pentru că trebuie să spunem, România este de la începuturile aviației în prima linie, încă din 1910, practic, de când au început să zboare aparate mai grele ca aerul, imediat după, România s-a înscris în rândul națiunilor pioniere care au urmărit progresul extraordinar și au încercat să construiască în România atât piloți cât și să pregătească atât piloți cât și să construiască avioane. Vă dați seama, 1910, Aurel Vlaicu construiește avionul său și zboară de aici, din câmpul cotrocenilor, câmpul de instrucție al cotrocenilor. De asemenea, vă readuc aminte că avem cele două numere, le găsiți, mergeți și le cumpărați. Războiul Falkland din 1982, o piatră de cotitură în istoria europeană. Vedeți ce înseamnă războaiele și consecințele lor. Atunci, din nou, un război, un stat, o dictatură militară a ocupat un teritoriu și consecințele se văd până în ziua de azi, pentru că a urmat un război. Marea Britanie și-a recuperat insulele Falkland într-o operațiune navală. De asemenea, un corp expediționar în care aviația a jucat de asemenea un rol extraordinar. De asemenea, specialul, mergeți și îl cumpărați. În fiecare zi sunt cutremure, cutremurele în istoria României, cum au influențat cutremurele istoria noastră din Evul Mediu și până astăzi, un număr excepțional de bine documentat cu mărturii de la cronicari medievali până în ziua de astăzi. Revenind la acești oameni extraordinari, la piloți, alături de mine Sorin Turturică este istoric specializat în istoria aviației, numeroase cărți dedicate aviației și aviatorilor români, de asemenea colaborator al revistei Istoria și îl găsiți în paginile noastre. Mergeți pe site-ul nostru și veți găsi aceste numere speciale dedicate aviației. Avem numeroase materiale, numeroase numere, începând cu al doilea război balcanic, în care aviația militară română își face debutul, să spunem, într-o confruntare militară, până la al doilea război mondial, și le găsiți pe site-ul nostru toate aceste ediții speciale. Sorin a scris de asemenea un cuvânt introductiv la o carte foarte recent apărută în România și e o carte de asemenea foarte frumoasă, Romanticii piloții majestății sale, la editura Corint. Aduce cartea în prim plan figurile a trei mari aviatori români, Ion Dobran, Ioan Di Cezare și Dan Stoian, cu toții luptători în al doilea război mondial, supraviețuitori, și iată, ne-au lăsat aceste mărturii despre care vorbeam. Spuneam înainte de a începe, Sorin, că i-ai cunoscut pe toți trei acești piloți excepționali și ai avut norocul să stai de vorbă cu ei. Da, din păcate, ei nu mai sunt astăzi printre noi, dar cei de vârsta mea sau chiar cei care au acum 20 de ani, i-au cunoscut pe ultimii veterani.
și sunt, impresia mea asta a fost că sunt dintr-un aluat foarte sănătos, deși oamenii erau diferiți, cei trei pe care i-ați numit, ei aveau cam același principii de viață, cam același valori comune, chiar și uniforma militară, pentru că erau rezerviști armate române, o purtau cu multă plăcere și cum trebuie. Aveai impresia că ai în față un sublocotenent, nu un om de 90 de ani. Da, pentru că acest aer comun îl împărtășeau prin prisma generației lor, o generație cu totul excepțională, nu? De piloți, de ofițeri, care vin în armata română și se dedică aviației. Ei sunt fiii celor care au făcut România mare și au fost educați într-un anumit spirit. Profesorii lor la școală erau de asemenea veterani de război și au trăit cu ideea din copilărie și din adolescență că s-ar putea și ei să fie chemați să-și apere țara. Ceea ce au și făcut. Ceea ce au și făcut. Doi dintre ei sunt promoția 1941, acea promoție care va da foarte multe jertfe în următorii ani, din vara lui 41 până la finalul războiului și celelalte. Da, sunt nume care au intrat în istoria României, au intrat și în legendă, împreună cu ceilalți, cu Buzu Cantacuzino, cu da, ei erau Alexandru cei mai Șerbănescu, sunt Dan Vizanti, Tudor Greceanu, sunt Horia Garici, erau locotenenții mai bătrâni sau capitanii. Ei au fost sublocotenenții, doi dintre ei, sublocotenentul Dobran și sublocotenentul Stoian, dar ce vreau să spun despre această promoție este momentul în care sunt avansați sublocotenenți. Până atunci era o ceremonie militară fastoasă, 1930, 30 ceva, 40. În 41 nu mai poartă haine de ceremonie, poartă ținuta de campanie. Era război deja. Era, România nu era încă în război, da, era, dar războiul cuprinsese se Europa, da. Și era, și se mesaj. Pregătea România să intre în război. Da, șeful promoțiilor pe țară, sublocotenentul Florescu, trebuia să dea un raport. Și raportul pe care l-a dat a fost foarte scurt. S-a prezentat cu cască pe cap, cu armă, cu baionetă la armă, la regele Mihai, care atunci, în ziua respectivă, 10 mai 1941, purta pentru prima dată gradul de mareșal și a spus doar atât: Majestate, suntem gata. Era un semnal că România se pregătește de război. Și mai, în mai puțin de 6 săptămâni, România va fi în război. De fapt, în carte, pe coperta cărții, chiar acest moment îl avem, nu? Nu, este o momentul cu regele Mihai. Da, dar este când îi decorează după prima campanie. Deci ei, acești absolvenți se întorc și sunt decorați de regele Mihai și poza este pe copertă, o poză istorică. Este 8 noiembrie 1941, parada de ziua regelui, de Sfântul, de Sfinții Mihail și Gavril, care era tot ziua regelui Mihai, și cu ocazia acestei parade militare au fost decorați cu ordinul Mihai Viteazu câțiva tineri, câțiva sublocotenenți din prima promoție. Acolo este locotenentul Polizu Micșumești. Da. Din păcate, cel pe care l-am amintit că a dat raportul Majestate, suntem gata, n-a mai fost prezent, căzuse la Odessa, la o luptă corp la corp. E foarte emoționantă această poză când te gândești la acești tineri care de-abia absolviseră și după aia, iată, peste câteva luni se întorc, da, pentru cei supraviețuitori. Încă o chestie foarte interesantă care ține de relațiile de viața de zi cu zi. Ei nu erau majori. Nu aveau toți 21 de ani. Atunci deveneai major la 21 de ani, dar erau judecați. Din momentul în care au primit gradul de sublocotenent, aveau responsabilitățile unui om major. Și li s-a spus: nu sunteți major prin vârstă, sunteți major prin gradul pe care vi l-a încredințat țara și veți răspunde din acest moment, chiar dacă aveți doar 20 de ani, veți răspunde ca niște oameni majori. Să ne întoarcem la începuturile, vorbeam de 1910. Aviația era de-abia erau oameni în zorii, nici nu se putea vorbi atunci foarte mult de exemplu, de-abia apăruseră primele avioane și iată că în România începe o preocupare pentru a aduce și pentru a avea avioane în armata română. Ca să înțelegem, da, atunci în 1910 germanii spuneau că avioanele nu au viitor.
pentru că ei mergeau cu dirijabile. Ei erau foarte mândri de creația contelui Zeppelin și spuneau acesta este viitorul. Englezii spuneau că sunt atât de firave că nu pot avea o utilizare militară și erau mult prea încântați de cavalerie, de cai lor și că vor avea avioane când va zbura porcul, expresia era de atunci. Un tânăr pilot supărat care avea avion, un tânăr ofițer britanic, s-a supărat, avea avion personal. Dacă ne gândim cum arătau primele avioane, da, că erau niște cadre cu pânză și așa, te gândeai că nu au nicio valoare să reziste într-o bătălie. Așa este. Și pilotul acesta a luat, va ajunge Lord mai târziu, a luat un porc ușor, l-a pus într-o cutie, a scris pe el, eu sunt primul porc care zboară și există fotografia acestui început pe care l-a făcut. Cam 2-3 ani. Și l-a luat cu el în avion? Da, da. Și, și porcul a zburat. Porcul a zburat din 1910. A fost reacția lui la ce spuneau comandanții și a mai spus ceva. Nu, comandanții au spus da, vom folosi și avioane atunci când vor mânca fân și vor necheza, așa cum fac caii, pentru că ceea ce face un avion poate foarte bine să facă o patrulă de cavalerie. Ei bine, în 1914 s-a demonstrat că ceea ce face avionul nu prea mai face nimeni, pentru că avionul zboară din punctul A în punctul B, fără să țină cont că în punctul B este inamicul, că între punctul A și punctul B este un teren minat sau este un râu care nu poate fi traversat. Și știm că Parisul a fost salvat pentru că au fost aviatori care au sesizat manevra surprinzătoare a armatei germane, care venea să închidă ca într-un clește tot frontul francez și are loc bătălia de la Marna după informațiile furnizate de către aviatori. Acum revenim la 1910. Și francezii au timp să-și miște armata foarte repede și să salveze primul război mondial. Și să-și aducă rezervele, da, inclusiv cu taxiurile din Paris. Exact, 20.000 de taxiuri din Paris au fost mobilizate și au mutat o întreagă armată pentru a opri avansul german spre Paris. Și planul Schlieffen în acel moment s-a prăbușit, este compromis. Da. Ceea ce, din păcate, nu se va întâmpla în 40 când Franța va capitula. Dar, într-adevăr, Franța dezvoltă foarte mult și Marea Britanie și Germania dezvoltă aviația în primul război mondial. Dar după anii 1912-13, noi deja, românii, putem spune că aveam aviație din 1910, doar noi și francezii foloseam la manevrele militare aviație în toată lumea. Cum, în care povestea lui Aurel Vlaip? Că avem, aveți aici în spate, este fotografia avionului său. Da. Aurel Vlaicu a fost un român din Austro-Ungaria care ar fi putut avea o viață liniștită și lungă în Imperiul Austro-Ungar până la prăbușire și apoi să rămână fie în Ungaria, dacă voia, sau să rămână în Germania, unde era deja apreciat, dar a ales să renunță la tot ce avea. El a lucrat la uzinele Opel din Rüsselsheim, din Germania, și a renunțat la tot ce avea pentru a veni în Regatul României, așa cum arăta el la 1910, fără teritoriile pe care le va avea în 1918, și să construiască avioane. Este un caz fericit, pentru că noi românii nu prea avem obiceiul să-i sprijinim pe tinerii întreprinzători. Și el se adresează guvernului României, iar guvernul României îi spune, da, te vom ajuta. Era toamna lui 1909, te vom ajuta să construiești un avion. De ce? Pentru că au fost două persoane influente care i-au vorbit lui Brătianu despre potențialul lui Aurel Vlaicu. A fost poetul Octavian Goga, fost coleg de facultate, și de asemenea ministrul Spiru Haret. Și ei l-au convins pe Brătianu că ar fi bine ca armata să-l angajeze pe Aurel Vlaicu să construiască un avion, deși avioane pe atunci nu se făceau pentru armată, dar fiecare țară se gândea dacă are sau nu potențial avionul. Și i s-a oferit un contract lui Aurel Vlaicu cu un salariu bun, primea echivalentul unui salariu de colonel, și a construit avionul la Cotroceni, pe dealul Cotrocenilor,
de fapt în apropiere de dealul Cotrocenilor, unde era arsenalul armatei pe dealul Spirii. Și l-a încercat pe dealul Cotrocenilor în iunie 1910 ca avion proprietate a armatei române. Fiind construit de arsenalul armatei, da. Ni s-a alăturat Bogdan Șerbaniancu. În sfârșit. Tot am vorbit. Bine ai venit la Historia. Și începutul e mai greu, după aia pofta vine mâncând. Am vorbit despre carte. Este autorul acestei cărți extraordinare. V-am prezentat-o, Romanticii piloții majestății sale. Interviuri cu trei personalități ale aviației române, trei veterani, și o să vă spună Bogdan cu cine a avut privilegiu, pentru că este un privilegiu, acești oameni nu mai sunt printre noi, au avut o viață lungă și le-au permis să au avut și șansa să depășească perioada comunistă, mulți au suferit foarte mult după război, dar iată, au supraviețuit și ți-au povestit, ai întâlnit cu ei trei personalități extraordinare și chiar este o surpriză extraordinară să-i vezi pe acești oameni vorbind, să vezi că au o mentalitate cu totul și cu totul deosebită, să vezi că sunt într-adevăr niște, ceea ce înseamnă în mentalul colectiv, o elită, iată, aviatorii au fost o elită și sunt în continuare, bineînțeles, o elită. Mulțumesc pentru invitație. Personalitățile pe care le-ai evocat sunt așa cum ne-am imaginat noi sau cum ne-am dorit să fie. Este oameni absolut normali și în același timp firescul lor trecea de normalitatea pe care o simțim acum. Cine sunt cei trei oameni? Sunt trei piloți militari, doi dintre ei sunt piloți de vânătoare, unul este bombardierist, Dan Stoian. Celalți doi, Ioan Di Cezare și Ioan Dobran, piloți de vânătoare. Sunt numele legendare. Astăzi deja sunt numele legendare. În momentul în care am făcut eu interviurile, vă mărturisesc, sunt un pic timorat. Sunteți doi specialiști în istorie. Eu abia am pătruns un pic tainele. E adevărat, nu m-au interesat foarte mult datele istorice. Nu, cartea conține oamenii, evident. Și trăirile și lor. Și poveștile lor. Asta este. Pentru că, contrar, multe lucruri care ni se spun sau pe care le luăm așa de bune, ca niște clișee, că istoria, marii conducători, armate, economii, imperii. Dom'le, istoria e făcută de oameni. Așa este, și depinde de decizia unor oameni, că sunt mai importanți sau mai puțin importanți. Un pilot, că vorbeam înainte, poate să salveze soarta unui război, că vine când vede din aer că vine o invazie și schimbă soarta lumii. Un singur om. Un comandant de oști poate să trezește dimineața cu o durere de cap și nu poate să conducă trupele. Da. Napoleon a spus după Waterloo, când l-au întrebat englezii de ce ai pierdut bătălia, a spus m-am trezit prea târziu. Deci oamenii contează enorm și cu cât au mai multă putere, sigur contează mai mult. Și acești oameni au făurit mult din istoria României recente. Și și-au dorit mult să povestească, mai ales spre finalul vieții. Într-un fel, cred că e firesc, voiau să lase cât mai mult generațiilor următoare, nouă. Ai mintit de faptul că au trăit mult. Un coleg și bun prieten al meu spunea la un moment dat că dacă e să trăiești atât de mult, trebuie să fii îndeplinit două condiții. Ori să fie făcut pușcărie politică, mulți au dovedit că au rezistat după aceea. Deci e supraviețuitor. Din supraviețuitor, da, vorbim de supraviețuitor. Au fost foarte puțini. Foarte puțini, așa este. Sau să fi făcut războiul. La fel. Da. Iată, Ioan Dobran, cel care a trăit până în 2021, în august, parcă septembrie, s-a prăpădit, asta în septembrie, a trăit până la 101 spre 102 ani. Dar nu despre vârsta lor este vorba aici. Da, este vorba, pentru că sunt la vârsta lor, așa cum am văzut din carte, practic tu redai dialogurile pe care le-ai avut cu ei și bineînțeles că sunt și filmate și extraordinar pentru cei care pot să le vadă, să vadă aceste interviuri, sunt pe YouTube. Până la urmă, în ciuda vârstei, dovedesc un mod de a privi lumea cu totul extraordinar. Adică mulți mai tineri nu au modul ăsta de a privi. Dar nici noi nu mai avem.
Și noi suntem un pic tușați de comunism. Adică, vedeți, și e de, scuzați-mă că eu poate o paranteză. Se întâmplă, istoria e istorie. Intri în războaie, intri în conflicte, intri în crize. Nu există rai pe pământ. Oamenii ăștia au trecut prin niște experiențe de viață teribile, îngrozitoare. Numai război, dar și teroare și opresiune politică ce au suferit. Multă umilință. Umilință, după aia, din ce erau ei, au ajuns tractoriști, au ajuns... Strungari. Îi vedeți pe acești oameni afectați în fel? Da, asta eu nu am văzut plângându-se deloc. Plângând sau... O povesteau cu umor. Da, și deci o înțelepciune, o experiență din asta, dar asta vine și din ceea ce au trăit la 20 de ani, că mă gândesc. Nu e să fii la 20 de ani absolvent, cum este pe coperta cărții, extraordinar. Da. Da. Și să spui, da, majestate, suntem gata, plecăm la luptă. La 20 de ani. Nici măcar nu erai major, cum spunea Sorin atunci. Și să rămâi atât de lucid, atât de calm, atât de... să privești viața atât de blând până la urmă. Dar ei au știut de ce și-au ales uniforma militară. Nu putea fi vorba atunci de da. O carieră liniștită. Cum am cunoscut noi pe timpul vieții noastre, decenii de pace. Știau la ce se vor înhăma și se gândeau cu siguranță că viața s-ar putea să nu fie lungă. În schimb, cred că au avut acele principii sănătoase care le-au fost inoculate din familie. Cum am spus, părinților au făcut România mare, ei erau cei chemați să o păstreze. În această elită, că e vorba de cei mai în vârstă atunci când ne referim la momentul 40, cei mai vechi, erau și aristocrații, de fapt aristocrații au contribuit mult la dezvoltarea aviației încă de la școala de pilotaj de la Cotroceni. Da, chiar și pe copertă este un aristocrat din familia Polizu Micșunești. Cantacuzino a dat câțiva, Constantin Buzu Cantacuzino este cel mai cunoscut, Tudor Greceanu, Brâncoveni, Dan Bizanti, doi frați Brâncoveanu din familie. Au fost piloți, Mihai Brâncoveanu și George Brâncoveanu, amândoi au murit, unul în 1943, celălalt în 1944, din păcate accidente de avion. Erau în misiuni ordonate, unul a murit pe timp de noapte, celălalt a decolat la o alarmă și la decolare a lovit cu avionul său. Au fost niște mișcări de avion atunci pe aerodrom, lângă Sibiu, la Turnișor, și el a lovit un alt avion și s-a prăbușit imediat. Dar de asemenea nu erau toți aristocrați. Nu, erau Ioan Dobra nu era aristocrat. Medie, Dan erau... Stoian nu era aristocrat. Exact. Chiar nici Di Cesare nu era, chiar dacă are un nume așa cu putentă italienească. El provine dintr-o familie italiană. Aș vrea să revin un pic la... Da, mă lasă, mă te spun rog, ceva. Te rog, spune. Deci avem războiul de independență, toți ofițerii sunt aristocrați. Avem primul toți? Război... Da, în războiul de independență sunt foarte puține cazuri de oameni înstăriți, dar cei mai mulți sunt boieri chemați okay. atunci. Avem războiul de independență, de primul război mondial în care sunt și ofițeri aristocrați și cei proveniți din clasa de da. Mijloc și avem al doilea război mondial în care sunt rezerviști, aristocrații sunt rezerviști veniți să, care îmbracă uniforma militară. Foarte mulți dintre ofițeri și subofițeri da. Erau rezerviști. Și erau marea majoritate a profesorilor, uh-huh. a învățătorilor și a avocaților care sunt trimiși pe front. Da. Dar deci... cu puține excepții, aristocrații se mai îndreaptă către o carieră militară. Buzu Cantacuzino vine ca ofițer rezervist, frații Brâncoveanu, pe care i-am amintit. Tudor Greceanu, în schimb, a fost ofițer de carieră. Da. Da, erau și ofițeri de carieră. Dar... foarte puțini sunt în liceele militare de data aceasta. Cei mai mulți sunt aduși în liceele militare, pentru că toți deveneau ofițeri, sunt aduși din clasa de mijloc sau dintre copiii de la țară pe care îi recomandau învățătorii. Aveau și acest obicei, pe copii cei mai buni să-i trimită la liceele militare, pe copii fără posibilități. Cum i-ai găsit, Bogdan, pe cei trei? Atunci vorbim de anii 2010. Vorbim de 2009-2010. Printr-o carte. Atunci se vorbea mai puțin despre ei. Dacă mă întreb pe mine, auzisem că a existat un Horia Garici și un Bâzu Cantacuzino și punct.
nu știam nimic despre aviația română militară, poate și despre un pic despre escadrila albă. Albă, da. Și atât. Și mi-a picat în mână o carte. Culmea, jurnalul locotenentului Dobran. Cartea a fost un șoc. Nu știu, adică bănuiesc că amândoi ați citit-o, probabil telespectatorii, mulți sper dintre ei au citit-o și ei, dar pentru mine a fost un factor declanșator. Pe la jumătatea cărții, vă dau un exemplu, atât de pătruns eram de ea, încât eram în filmul povestit de Dobran. El zilnic își nota în agenda ce se întâmpla în război. În Carlingă își nota o propoziție pe un carnețel foarte micuț, ajungea la sol și îl trecea pe... Exact. Dar, nu știu dacă ați observat, majoritatea jurnalelor scrise de ofițerii români sunt literatură pură. Oamenii ăștia sunt atât de bine pregătiți încât reușesc să te atragă și să te bage în filmul lor. Au o cultură și o educație extraordinară din școală. Da. Și se exprima extraordinar și în scris și în vorbit, pentru că i-am auzit vorbind. Pe tot și vorbesc o limbă cu totul specială, adică folosită într-un mod... O limbă foarte românească. Dar foarte educată, foarte, da. Foarte corectă, foarte... Da. În fine, pe la jumătatea cărții este descrierea morții lui Șerbănescu. Da. 18 august 1944. Atât de impresionat am fost de momentul care a fost mentorul lor. Mentorul, da. Dobran, care are în imagine, trebuia să-l protejeze. Da, poate ne arată colegii noștri și pe plasma mare câteva imagini cu din interviurile pe care le-ai făcut ca să le vadă și... A, da, le avem. Descriere atât de cutremurătoare încât îmi dau lacrimile. În momentul ăla intră soția mea pe ușă și zice, mă întreabă ce s-a întâmplat, îngrozit un pic. Și spun, a murit Șerbănescu. Când? În 18 august 44, nemernicule, vrei să fac stop cardiac? Mi-am spus că trebuie să-i cunosc pe oamenii ăștia câți ori mai fi în viață. Evident că mi-am dorit să-i găsesc pe toți care au făcut cât mai mult din război și astfel am ajuns, evident, primul la Ioan Dobran, care a avut grijă să-mi spună, ai grijă, toți suntem bătrâni, grăbește-te, mai este Di Cezare și Dan Stoian, fugi repede. Și așa am ajuns la fiecare în parte. Senzațional. Și rămân niște mărturii pentru istorie. Nu m-a interesat foarte mult, m-a interesat istoria, evident, mă interesează în continuare istoria, dar m-a interesat îndeopște ce simțeau oamenii atunci și de ce simțeau lucrurile acelea. Sau cum vorbeau. Ori, să mă iertați, cum înjurau, pentru că înjurătura este foarte importantă la români. Ioan Dobran, la un moment dat, o să povestește în carte cum înjura Bâzu Cantacuzino. Un tip extrem de educat, un tip foarte fin, care n-avea instrucție militară. Și membru a unei de cele mai de vază familii din Europa. Și mai bogate. Din mai bogate. Exact. Nababu. Da. Ce muzică ascultau, m-a interesat iarăși. Da, am văzut că ai întrebat, te întrebai pe fiecare ce muzică ascultau. Bine, m-a interesat și ce au iubit. Foarte pentru bine. Că tot o parte erau tineri de 20 de ani. Asta este. Da. Singurul care a avut curaj să povestească cel mai mult și cel mai deschis a fost Ioan Dobran, care se mărturisește la un moment dat că a fost acuzat că în cartea lui, în jurnal, apar prea multe femei și spune, păi cum să n-apară dacă eram tineri? Normal. Dar... Da, pentru că așa era viața, adică nu trebuia să fie preschimbată numai ca să corespundă așa unor cadre. Da, și norme de acum, domne, nu, era... Di Cezare s-a ferit un pic să-mi povestească, a spus, domne, noi nu prea avem relații cu femeile, că aveam aeroporturile noastre erau mai departe de zonele locuite. Aviatorii erau extrem de... Erau atracție, evident. Câți aviatori erau atunci? Erau celebri, pur și simplu, erau niște staruri. Erau starurile de atunci. Evident, exact. Dar, într-adevăr, cu această strălucire plătită scump de ei prin viața pe care au dus-o. Da, spuneau că nu știau dacă a doua zi îi va mai apuca seara și probabil din acest motiv trăiau la intensitate și trăiau viața la intensitate. Ei aveau și o legătură de camaraderie foarte puternică, pentru că zburau împreună și viața depindea de ceea ce făcea camaradului, ceea ce făcea cel cu care zbura.
în celulă. Da, nu plecau niciodată singuri într-o misiune. Atunci când intrau în luptă, unul ataca, celălalt îl proteja. Sau dacă erau trebuia să stea în coada lui, da, cum spuneau aviatorii, ca să protejeze din spate. Trebuia să fii atât de sigur pe camaradul tău, încât tu doar să te concentrezi pe ce ai în față. Adică să știi că nu ești vulnerabil să fii atacat de un inamic, îți lași practic viața în mâinile, în manșa celui din spatele tău. Da, de aceea erau selecții succesive în aviație. Prima dată selecția medicală, îi trântea pe cei mai mulți. Se făcea aici, în zona unde suntem noi, în studio. Aici era cel mai important aerodrom al țării, aerodromul Pipera. Noi suntem, da, cumva acum în mijloc. Nu se mai știe despre acest aerodrom. A rămas doar Muzeul Aviației. Da, aici. Dar aerodromul era mult mai mare, practic între actualele străzi, șoseaua Pipera și fabrica de glucoză. Și aici au fost Ion Di Cezare și Ion Dobran. Aici au avut unitatea militară, flotila 1 vânătoare. Deci era o primă selecție medicală, apoi era selecția din școală și selecția la zbor. Și poate și de asta au ajuns la vârsta de 100 de ani, pentru că au fost oameni cu un ADN foarte bun. Au trecut prin toate aceste selecții și mai glumeam când îmi povestea domnul Di Cezare cum a fost la Stalingrad. Spunea, dacă eu scap de aici, trăiesc până la 100 de ani. Aproape, până, da. Până la 96. Este un... ei luptă în Cotul Donului, luptă la Stalingrad și bombardează la Stalingrad, dar este un episod extrem de emoționant în momentul în care aerodromul este înconjurat de ruși, de trupele sovietici, de sovietici, da? Și practic ei apără aerodromul cu avioanele. Trag ridică avioanele, ridică coada avioanelor butoaie, ca să fie, da, orizontale și reușesc să folosească armamentul de bord pentru a stopa avansul și pentru a reuși după aia în condiții tragice să decoleze din aerodromul, de pe aerodromul în flăcări, cu oameni agățați de planuri, de roți. Rămâne artileria antieriană să lupte în continuare și deși Kotelnikovo, nu? Era aerodromul Karpovka. Și au descris ce au văzut. Ei decolau și tancurile sovietice striveau pozițiile de apărare ale artileriei antieriene. Asta e ultima viziune a lui... Asta descrie Tudor Greceanu. Sunt convins că s-a cutremurat. Că știau că iar și-au unul lăsat... dintre ei și a mecanicul cu el, îl bagă în carlingă, scoate radioul, îl îndeasă... incredibil de mic, da, spațiu. Da, da, da. Sau alții s-au scos scaunele și au folosit colegul drept scaun și au decolat așa. Da, acum discuția este de ce ceilalți și-au lăsat mecanicii și eu cred că problema s-a pus în felul următor. Toți luptau, dar s-a primit ordin, aviatorii pleacă. Și unul a luat pe ofițerul mecanic, altul și-a luat din diferite motive și a luat un mecanic, dar nu toți puteau să ia pentru că erau în tranșee. Loc. Avionul nu era făcut să ducă mai nu mult era... de un om. Da, au scos aparatura din el și au mai înghesuit un om acolo. Dar ceea ce am constatat studiind bătălia de la Karpovka este că totuși și în condițiile acelea dramatice în care tancurile trec peste pozițiile românești, până la urmă sovieticii sunt respinși. Și mai rezistă o săptămână Karpovka, după care se sparge încercuirea, o parte se îndreaptă, dintre supraviețitori se îndreaptă spre Stalingrad și cad acolo prizonieri, ei erau la vreo 20 de kilometri de Stalingrad, o altă parte, printre care și ordonanța lui Di Cezare, o altă parte ajunge la Tachinskaya, vreo 100 și ceva de kilometri. Unde erau, da, după multe săptămâni. Și îl regăsește și îi aduce lada. Da, domnule locotenent, v-am adus lada. Și zice, domne, am constatat tot ce aveam în ladă, se găsea era acolo, intact. Cu excepția, avea câteva rații de mâncare și... Da, și spus că am mâncat pâine. Da, am mâncat mâncarea, adică, că mi-a fost foame. Să vă dați seama, în gerul ăla, practic, în stepa
de la Stalingrad să vii printre liniile inamice cu tancurile pe urmele tale cărând Lada. Știind că ai inamic și în față și în spate. Zici, mi-am făcut datoria, v-am adus Lada înapoi, dar am asta, mâncat din da, rație. Exista această camaraderie între la același nivel sau nivel superior, inferior, dar exista și o fidelitate a soldatului simplu față de ofițer, că ați spus mai devreme că învățătorii erau chemați pe timp de război în rândurile armatei cu grade sub locotenent sau locotenent. Asta pentru că ei erau cei care știau cel mai bine să le vorbească soldaților țărani. Majoritatea erau țărani. Pe mulți învățaseră să scrie, să citească, deci era un respect extraordinar. Și știau cum să li se adreseze. N-aș deschide acum subiectul ce ne-am face acum cu învățătorii și profesorii chemați să vorbească soldaților pe un eventual front. Păi acasă vedem că sunt... Asta este, acasă vedem. În clasă sunt jigniți de elevi în unele cazuri, mă rog. Dar sigur că nu mai este ce a fost atunci, însă erau niște oameni cu totul special și se vede din... seamănă foarte mult, vedeți ce înseamnă patina unei generații, seamănă cu Neagu Giuvara. Exact. Eu nu i-am cunoscut pe piloți, dar l-am cunoscut pe Neagu Giuvara și era... Sunt practic același film. Sigur că sunt personalități diferite. Dar felul de a privi și felul de a vorbi și de a se raporta la evenimentele prin care au trecut, e la fel. Vezi, niciunul dintre ei nu are în fază. Exact. Toți sunt, ne-am făcut datoria, adică ce vreți de la noi? Înțelegeți că a fost un lucru firesc. Să luptăm, să murim, să scăpăm. Ei, bine, și adică evenimentele prin care trec peste este fabulos. Ei luptă pe frontul antisovietic, sunt la Stalingrad și acolo mai este un eveniment foarte puțin cunoscut în gruparea încercuită Lascăr, gruparea Lascăr, aviația reușește să trimită pe cineva care ia legătura cu ei, aterizează practic în mijlocul trupelor încercuite și vorbește cu generalul, cu Lascăr și cu ceilalți generali și îi spun cât mai puteți rezista, zice maximum 2 zile, zice mai mult nu putem, deci era singura lor legătură pe care o mai aveau cu da, a fost un caz fericit pentru că s-a încercat mult timp să se ia legătura, dar ce curaj avea un pilot să meargă, numai să zboare pe deasupra, să aterizeze în mijlocul trupelor încercuite. Oameni buni, le plăcea. Dan Stoian l-am întrebat la final, dom'le, dacă v-ați renaște, ce meserie ați face? Dom'le, a zburat și pe o coadă de mătură, vă dați seama? A zburat și pe o coadă de mătură, doar aviația. Iar general Dobran spune la fel ca un mesaj pentru viitorii piloți, că aviația este cea mai frumoasă meserie din lume și că ar trebui să fie mândri de povestea aceasta, să o ducă la capăt ca și ei, spunând în continuare că fiecare generație are părțile bune, părțile rele, dar trebuie să meargă înainte. Iar pe de asta parte... ei niciodată nu i-au acuzat pe cei care i-au înlocuit după război, aviatorii care au devenit ofițeri cu dosare de cadre. Au spus, nici ei nu sunt vinovați pentru timpurile pe care le-au apucat, au venit, ne-au înlocuit pe noi, noi trebuie acum să devenim maior colonel general. Dar numai că ei săraci au suferit pentru timpurile pe care le-au apucat. Adică dar niciodată nu i-au acuzat pe cei care au venit după ei. Uite, asta nu știam. Da, și-au spus... Aviația trebuie să meargă mai departe. Să meargă mai departe. Dar ei trăiesc și printr-o schimbare extraordinară, că luptă cu sovieticii și peste noapte și cu americanii, cu avioanele americane. Foarte bună observație. Și iar peste noapte se schimbă. Și da, trebuie să fie aliați cu sovieticii și dușmani cu germanii. Germanii cu care luptaseră. Alături. Și cu care aveau niște relații de camaraderie cu care se formaseră. Nu au plecat de la început cu o relație de camaraderie. I-au privit un pic pe nemți cu suspiciune, cel puțin așa mi-au dat de înțeles. Pot să vă spun că la început ei și-ar fi dorit ca alianțele României să rămână cele de dinainte. Da, evident, pentru că erau educați în spiritul francez, britanic. Exact. Vă dați seama că ei nu priveau pe americani când ne bombardau ca pe niște... că mai aveau o problemă. Luptaseră împotriva Uniunii Sovietice. Ei știau că Uniunea Sovietică va veni și se va răzbuna asupra celor care
Da, au luptat și au fost legende. Adică, din păcate, n-au supraviețuit. Alexandru Șerbănescu, cum spuneai, a căzut în 44. Buzuca Antacuzino are o poveste de viață fabuloasă pe care o avem în istoria. Am scris foarte mult și căutați-o pentru că o veți găsi. După război, comuniștii îl încearcă să pună mâna pe el și evadează cu un avion. Zboară, practic, cu un avion de linie. Cu un avion de linie, da, ajunsese pilot de linie, reușește să fugă din țară cu avion cu tot, pe care îl trimite după aia înapoi și trăiește câțiva ani la Paris, după care în Spania franchistă, unde și moare foarte curând, în 50 și ceva. Încercând să trăiască din acrobații aeriene, unde era foarte bun. Dar în același timp dezvoltase un ulcer și ca să câștige, să-și câștige traiul, mai făcea și pulverizări agricole. Și atunci toxicitatea i-a afectat sănătatea definitiv. Fiind un aviator de legendă împreună cu Șerbănescu, deci spun și invitații noștri virtuali de astăzi, cei trei mari piloți, povestesc despre fiecare, și despre Șerbănescu, și despre Buzuca Antacuzino, despre diferențele dintre ei și despre modul cu totul uluitor în care zbura Buzuca Antacuzino. Ca un fluture, îl descrie Ioan Dobran. Ai văzut vreodată un fluture cum zboară? Îi răspund, da, general. Ai văzut că vrabia nu poate să-l ciugulească. E, așa zbura și Buzuca Antacuzino. Dar și mai făcea un lucru extraordinar, zbura invers pe spate la rasul ierbii. Da, cam la un metru distanță de sol. Putea să facă și asemenea acrobații aeriene. Dan Stoian, la întrebarea, domnule general, ați luptat împotriva a patru imperii. Și nu mă lasă să termin întrebarea și spune, da, și n-am rămas datori. Mi-a plăcut al naibii de mult chestia asta. Vă dați seama, oamenii ăștia nu i-au privit nici pe ruși, nici pe americani, nici pe englezi, nici pe nemți, ca pe o forță zdrobitoare împotriva căruia nu ai curaj să te lupți. S-au luptat de la egal la egal cu ei. A venit dușmanul, oricare ar fi, mă duc și mă lupt. Cum este, doar să știi cel mai bine aici, ultima luptă, cea din, în care a murit Șerbănescu în 18 august 44, când se mai ridică de puterea României, au însemnat 13 avioane. Ce mai rămăsese? 13, erau de fapt 12 plus una, că aici e o mică discuție de colaterală, de simbolistică. Șerbănescu îl vede pe Buzuca Antacuzino, care întârzi un pic la alarmă și spune, Buzule, tu nu veni, că ești al 13-lea și dacă vii, unul dintre noi va trebui să cadă, iar acela voi fi eu. Buzul îi dă imediat replica, nu, domnule capitan, eu sunt al 13-lea, deci dacă este cineva să cadă, eu voi fi acela. Și zboară Buzul cu ei, dar mai la distanță, ca să nu fie în grupul, să nu se formeze 13. Împotriva câteva sute de americani și, evident, în ziua aia cade Șerbănescu. Da, tragedia a fost că oricâte avioane ar fi doborât românii, inamicul nostru, fie sovietic, fie american, avea posibilități de înlocuire. Nu se vedea. Noi, dacă pierdeam 4 piloți sau 6 piloți într-o luptă aeriană, era enorm. Da, se punea problema desfințării escadrilei. Da, și nu aveam multe. Când încep bombardamentele pe 4 aprilie 1944, sunt cam 150 de piloți de front. Câți mai erau în ultima bătălie? Cam 13 plus câțiva mai erau, de la apărarea Bucureștiului. Mai erau câțiva în Dobrogea, mai erau câțiva la grupul 7 vânătoare, care își pierduseră comandantul, și mai erau câțiva la Air 80 cu care se încropește aviația, cu care se pleacă în vest. Pentru că nu mai avem multe minute, dar vreau neapărat să vorbim și despre un lucru extraordinar. Pentru acele vremuri, dar și pentru vremurile de azi, pentru că România a avut piloți femei. Și ai pomenit de escadrila albă. Mariana Drăgescu. Da. Maria Drăgescu pur și simplu au condus avioane pentru a scoate răniți din prima linie. Și al doilea, Smaranda Brestu. La fel, iarăși, campioană mondială la parașutism, dar și pilot. A traversat Mediterana în vremuri în care era o aventură să faci așa ceva. Niște personalități de asemenea de mare excepție, și te întreb cum era posibil. Smaranda Brescu, dacă nu mă înșel, iertați-mă,
a reușit să se strecoare în avionul lui Ioan Profir și să-i devină mitralior, fără ca el să știe. Și-a dat seama că oare mitralioare pe Smaranda Brescu în zbor. Smaranda era genul de persoană îndrăzneață și era calificată de celelalte doamne ca fiind temerară. Deci ele se considerau curajoase. Temerar înseamnă un pic mai mult. Și tot ce a reușit Smaranda a fost pentru că atunci când toată lumea ar fi zis pas, ea a mai făcut un pas. De fapt, când toată lumea ar fi zis gata, mă opresc, ea a mai încercat. Și a mai încercat puterea destinului și așa reușește să devină campion mondial la saltul cu parașuta, să bată toate recordurile din epocă, inclusiv cele masculine. Așa reușește să traverseze Mediterana, deși toată lumea a spus n-ai cum să zbori cu avionul acesta micuț, cu un singur motor, să zbori de la Roma la Tripoli. Da, la Tripoli, da, în Libia, unde era capitala provinciei libiene, provinciei italiene a Libiei. Te rog. Nu. Ele aveau ceva, doamnele de atunci, cele din escadrila albă, aveau conștiința că toate femeile sunt cu ochii pe ele și că dacă ele reușesc să se impună într-o lume a bărbaților, vor schimba mentalitatea. Dacă până la primul război mondial majoritatea bărbaților din aviație se întrebau ce caută o femeie în aviație, după cel de-al doilea, dacă așa am zis, până la cel de-al doilea război mondial, se întrebau ce caută o femeie în aviație, după cel de-al doilea război mondial nu s-a mai pus problema. Nici o femeie nu a murit pe front. Au avut această disciplină, acest spirit, habar n-am, de supraviețuire. Lor li s-au încredințat răniți, i-au luat din zona de război și i-au adus până, inclusiv aici unde suntem noi, până la Pipera, pe unul dintre ei. Deși e extrem de periculos și așa să zbori în zona frontului, dar trebuie spus că mergeau chiar în zona de foc, adică aterizau cu avioanele chiar în liniile, acolo unde era nevoie. Unde cădeau bombele lângă ele. Unde cădeau bombele și fără amenajări, da, să ne imaginăm, frontul avea sute de kilometri, dar luptele erau doar în anumite zone. Acolo erau în fiecare zi. Nu erau trimise într-o zonă liniștită, că n-aveau ce să facă. Și este stresul ăsta de a vedea tineri frumoși, de 20 de ani, mutilați, își pierdeau mâini, picioare, își pierdeau o parte din față și în fiecare zi îi luau pe cei care erau considerați recuperabili sau care aveau o șansă să trăiască și îi duceau... Sunt aproape 9.000 de... Era cu atât mai mare că nu puteau să-i salveze pe toți, nu puteau să-i ia pe toți. Dar medicul și erau unii care rămâneau acolo. Vă dați seama ce însemna să decolezi dintre răniți care erau întinși pe câmp și care toți strigau, ia-mă și pe mine, ia-mă și pe mine, evident. Toți sperau să scape. Asta mi-amintește de povestea unui veteran la Stalingrad. Era ultimul tren care pleca din zona Stalingrad, aproape încercuită. Și trenul venise cu muniție și pleca cu răniți. Mi-a zis că un kilometru și ceva în jurul trenului, în zăpadă, erau numai răniți. Și doar câțiva știam că putem fi salvați, iar pe mine m-a salvat faptul că m-au confundat cu un tanchist. Au crezut că sunt tanchist și venise ordinul să fie salvați tanchiștii specialiști, aviatorii și tanchiștii, că sunt specialiști și sunt mai greu de înlocuit. Da, sunt momente extraordinare, te și întrebi cum au reușit să... Dacă mai avem două minute, două lucruri aș vrea să mai spun pe scurt. În această carte, toți menționați, dar mai ales Ioan Dobran, de faptul că aveau căței. Da. Și fiind un mare iubitor de câini, trebuie să spun că există o poveste foarte frumoasă pe care i-aș invita pe toți să o citească în carte sau în revistele Historia, despre Gil sau Buf, cățelul lui Galea, parcă. Da. Dar, cu care sunt și fotografii. Exact, sunt și fotografii. Cartea poartă titlul Romanticii piloții majestății sale, nu întâmplător. Cei care îmi știu un pic activitatea, știu că sunt și monarhist. I-am întrebat pe toți trei despre regele Mihai. Toți trei, ca ofițeri regali, n-au avut decât cuvinte de laudă la adresa regelui și au înțeles pe deplin importanța lui 23 august. Toți. Sigur, era armata regală. Exact. Atunci ei purtau semnele regalității. Iar ei sunt romantici
Pentru da. Că la un moment dat... Bine, nici regele nu era la o mare diferență deloc, de vârstă de ei. Deloc. Era practic aceeași generație cu ei. Era... Ioan Dobran spune că noi aveam probabil pe umirii noștri o companie. Regele avea o țară și înțelegeam greutatea. Iar ei sunt romantici pentru că au fost ultimii piloți care se mai luptau privindu-și adversarul în ochi. Da, era o epocă într-adevăr romantică, nu era atât de multă tehnologie și practic luptele aeriene erau față în față și puteai să vezi adversarul. Așa este. Și am mai încercat să elimin unele din confuziile care au apărut pe internet sau din poveștile ridicate în slăvi. De exemplu, o luptă a lui Horia Agarici cu un sovietic. În timpul luptei, sovieticul rămâne fără muniție și ar da din planul și îl atenționează că nu mai poate continua lupta. Atunci Horia Agarici se pune în paralel, îl salută, după care el revenind în țară ca general sovietic, îl caută și îl felicită și mulțumește. Nu s-a întâmplat așa. Sunt și povești, mituri din astea. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Șerbaniancu, Sorin Turturică. Într-adevăr, poveștile ultimilor piloți din România, veteran extraordinar, ași ai aviației române, o carte foarte frumoasă, Romanticii piloții majestății sale. De asemenea, istoria, nu uitați, mergeți, toate aceste povești le găsiți în istoria, găsiți numărul special legat de cutremurele din istoria României și cel legat de războiul din Auckland. Spuneam că acolo aviația, pe lângă marina, a jucat un rol extraordinar. Sunt povești despre lucrurile cu totul și cu totul speciale care ne modelează viața, chiar dacă se întâmplă mai departe sau mai aproape de noi, mai departe sau mai aproape în timp. Istoria face parte din viața noastră de zi cu zi și nu putem schimba asta. Din fericire, am putea spune, din păcate, nu știm. Dar alta nu avem. O trăim cu toate evenimentele ei. Suntem din nou într-un război în Europa și avem nevoie de caractere și de oameni care să ne arate ce au trăit și cum au reușit să depășească aceste momente. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Bogdan. Mult. Mulțumim. Mulțumesc, Sorin. Toate cele bune. Citiți istoria. La revedere!